Personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a analiza starea generală a lucrurilor, din păcate nu una prea grozavă la momentul vorbirii în România. Alături de un fiind specialist al problemelor sociopolitice și economice, domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am regăsit și mă bucură din nou faptul că suntem în direct cu ascultătorii dumneavoastră ai radioului Accent, care este un radio regional. Stimate domn, din păcate nu sunt vești îmbucurătoare pentru ceea ce înseamnă ideea de țară, ideea de România. Ne-am uitat la întreg circul derulat în Parlament pe tema dezbaterilor privind bugetul de stat. N-avem nici până la momentul acesta un buget aprobat, un buget din care ulterior fiecare UAT în teritoriu să-și constituie un buget personalizat și să deruleze investiții în 2019. Cum se vede această situație destul de atipică, astfel încât la jumătatea lui februarie, practic în a doua lună a anului calendaristic, să nu existe un buget național? Deci atât că, de fapt, din 6 întârzieri de aprobarea bugetului național care au fost în urmă, 5 aparțin PSD-ului. Ca să vă dați seama că, de fapt, PSD-ul a fost dominat de instabilitate în permanență privind bugetul țării sau interesul pentru țară. Pentru că la ora actuală trebuia bugetele să ajungă la UAT-uri, cum a spus dumneavoastră, la comunitățile locale, la primării, și deja pe anumite proiecte să înceapă o serie întreagă de licitații, în condițiile în care li se repartizau sumele respective, cel puțin pentru continuarea pe PNDR 1, PNDR 2, corect, a lucrărilor de investiții care au început, dar așa probabil că, așa cum de fapt eu am intuit că va fi aprobat bugetul și după aceea să fie toate bugetele aprobate pentru administrațiile locale, județene și locale, am zis că 1 martie. Am fost, iată că, prea optimist, pentru că, de fapt, probabil că este 1 aprilie. Și de data asta nu va mai fi cu păcăleală, va fi destul de târziu, aproape la jumătatea anului. Este inadmisibil așa ceva. Și probabil, nu probabil, în mod sigur, pentru că este un guvern, așa cum v-am spus, făcut pe repede înainte și care nu are niciun fel de acoperire reală a veniturilor de peste 1000 de miliarde, 22 de milioane și 641 de mii de lei, caută să întârzie cât mai mult ca de fapt să nu se facă cheltuieli. Corect. Și atunci dacă nu se fac cheltuieli, sigur și veniturile sunt mai mici. Deci este pentru prima dată când are loc o asemenea întârziere atât de mare. Niciodată n-a mai fost întârziere ca în jur de 1 aprilie, bine că nu de Paști, să ajungă bugetele la nivelul județelor și la nivelul comunităților locale. Ce să mai discutăm? Știți foarte bine că scandalul a avut în Parlament pe amărâta de alocație pentru copii, și aici care este infimă, un întreg circ, pentru că liberarii până la urmă au presat pe ei și nu au avut încotro să spună că trebuie un act legislativ ca să reducă de fapt deficitul, să crească deficitul de la 2,55 la 2,78. Dar nu le e rușine nemernicilor. Un copil se poate crește cu 30 de euro, a fost înainte 18 euro, acum au făcut 30 de euro, în condiția în care cea mai mică alocație la țări din Uniunea Europeană, cum e Bulgaria, 100 de euro, cum este Ungaria, care are 120 de euro, de 4 ori mai mult decât noi, și multe altele.
Și aici vreau să le atrag atenția în mod foarte serios parlamentarilor de Gorj, care noi am văzut cu niște inițiative deosebite și cu niciuna din inițiative, de exemplu, pentru a readuce, pentru a stopa migrația și a readuce înapoi pe cei care au plecat creându-le anumite condiții. În altă ordine de idei, să fi făcut un proiect de lege pentru creșterea natalității. Corect. Și vă dau un exemplu cum au făcut ungurii recent. Ungurii recent au decis ca pentru primul copil să acorde un credit de la bancă care va fi subvenționat mai mult de 80% de către statul ungar, de circa 32.000 de euro fiecarei familii întemeiate celor care au sub 40 de ani. La primul copil ei nu vor mai rambursa o treime din credit. La al doilea, două treimi. Iar la al treilea nu va mai rambursa nimic din creditul respectiv. Cu alte cuvinte, pentru trei copii, iată că încă de la primul copil acordă 30.000 de euro și în final, dacă fac trei copii, nu vor mai plăti absolut deloc. Plus alocația care o încurajare certă de patru ori natalității. Mai mare. O încurajare certă a natalității. Dar noi nu putem face acest lucru? Noi care cântă pe toate canalele de televiziuni și de radio pesediștii de creșterea nivelului de trai, când nivelul de trai s-a prăbușit, când de fapt pleacă din țară 170-200 de mii și la ora actuală, iar țara se golește de români, iar ei ca niște nesimțiți au semnat și-au aderat în același timp pentru migrație, la ONU, la secțiunea pentru migrație. De ce acest lucru? Când ungurii, cehii, slovacii n-au semnat așa ceva, s-au retras. Îmi pun și eu întrebarea. Ei doresc ca să se golească țara de populație autohtonă și să lucrăm cu musulmani? Pentru că știm foarte bine, religia musulmană este totul. Este armată, este biserica, da. Este școala, este tot absolut. Și este destul de periculoasă pentru a se extinde precum râia. Ori nouă ne trebuie religie musulmană, ne trebuie moschei, când noi suntem ortodoxi din moși strămoși. În loc deci să se ocupe ca să întărească acest lucru, și vreau să critic aici și biserica, capul Bisericii Ortodoxe Române, căpeteniile, care nu se ocupă de acest lucru, pentru că ei ar trebui să discute cu mai multă fermitate cu guvernul, cu conducătorii partidelor de guvernământ și să ajungă la niște concluzii la care eu m-am referit. De exemplu, ca să-i readucă înapoi din țară, de ce nu s-au gândit să acorde un credit de 20.000 de euro cu o dobândă subvenționată cu 80% de către stat pentru începerea sau continuarea unei afaceri în condițiile în care aici, mută afacerea în România. În al doilea rând, să le acorde un timp de 2 ani de zile de când începe afacerea, nu de când se apucă să-și realizeze o afacere, de când începe afacerea, să fie scutiți de taxe și impozite de orice fel. Și atunci sigur că oamenii se vor întoarce cu afacerea în țară. Cu afacerea în țară. Așa este. Și în același timp vor beneficia odată de 20.000 de euro subvenționat 80% de către stat și în altă ordine de idei de scutire de taxe și impozite pe o perioadă de 2 ani de zile de când începe activitatea în sine, afacerea respectivă. De ce nu acest lucru? Poți să spui că asemenea hoțomanii care sunt la guvernare se gândesc la națiune, se gândesc la popor? Nu. Nici de cum. Se gândesc la cadrele didactice care spun că le-au crescut salariile când le-au crescut și discutam cu dumneavoastră. Păi ce 2.500 de lei, un cel mai bun salariu net, este un salariu mare corespunzător pentru un cadru didactic care trebuie să pregătească, trebuie să-și cumpere cărți, trebuie să facă diferite schimburi de experiență, instruiri și așa mai departe, care costă. Toate costă. Toate costă. Pentru că, vreau să spun, în perioada interbelică și înainte de al doilea război mondial,
cei care erau plătiți cel mai bine erau generalii care erau foarte puțini în țară. Nu ca acum. Profesorii, cadre didactice în general și profesori universitari în special. Păi acum mai poți vorbi de așa ceva? Nu. Acum vorbești de parlamentari care au aproape o jumătate de miliard de lei. Mă refer la rol, nu ron. Nu la... La leul vechi. La leul vechi. Deci o jumătate de miliard față de noi care aveam 90 de milioane când am fost eu parlamentar până în 2013. Deci este inadmisibil așa ceva. Salariu plus toate taxele care spun și salariile pentru colaboratorii de la cabinetele parlamentare. Păi să toți fii parlamentari. Atunci mă întreb dacă au oferit aceste salarii atât de mari. De ce nu fac și o selecție a celor care să participe și să fie la alegeri și să fie parlamentari? Și mă refer la oameni cu coloană vertebrală, la oameni patrioți, la oameni care sunt stăpâni și au lucrat cu experiență vastă într-un domeniu și care sunt cât de cât realizați oarecum și profesional și financiar. Și sunt oameni cu credința în Dumnezeu și în legi și nu acționează după furat tu banului public care este realizat din taxele și impozitele amărâților de români. Pentru că numai pe fum n-au mai pus și, cum spunea Adrian Păunescu, și pe vânt. Ori este imposibil așa ceva ca să poți să faci afaceri în România, să trăiești în România și să nu pleci în altă parte unde ai niște oferte mult mai bune. Și să nu sprijini natalitatea. Pentru că, din nefericire, au plecat și foarte mulți copii. Până acum au plecat peste 200.000 de copii alături de părinților, care, în mod sigur, dacă nu se fac niște oferte serioase pentru reîntoarcerea în țară, ei nu se vor mai reîntoarce. Acolo va fi familia lor, acolo va fi locul lor, acolo unde, de fapt, și-au găsit un acoperiș și un loc de muncă mai bun ca să trăiască în condiții normale de viață și de muncă. Date statistice actualizate în fiecare an arată că din România pleacă al doilea cel mai mare număr de persoane și dacă ne raportăm la faptul că nu e o zonă de conflict, practic suntem pe primul loc în lume în ceea ce privește migrația. Iată cetățeni români care aleg calea străinătății și optează pentru a se stabili acolo. Pe primul loc este Siria, dar e zonă de conflict, e o altă discuție acolo, iar noi, zonă pașnică, da, unde nu avem conflicte armate, iată, suntem practic pe primul loc în lume. Dar acest lucru am mai discutat împreună la una din emisiunile la TV Accent, în care, așa cum spuneți dumneavoastră, suntem prima țară din lume în care ne pleacă oameni. De ce pleacă? De nivelul de trai prost. Ei spun că avem creștere economică. Vai de mama lor de creștere economică. Creșterea economică nu se reflectă în creșterea inflației, nu se reflectă în creșterea economică pe consum, consumul să fie numai din import, că majoritatea mărfurilor care le cumpărăm și televizoare și frigidere și autoturisme și tot felul de mărfuri și alimentare, le luăm din import. Corect. Și atunci punem presiune pe devalorizarea leului față de euro și degeaba mărim salariile. Da. Pentru că prețurile cresc, inflația crește, roborul la rândul lui crește. Iată, de la 2 și ceva, 2,75 când era la începutul lui ianuarie și pe la mijlocul lui ianuarie, acum a ajuns iar la peste 3,20. Și vor intra băncile, apropo de robor, că și aici e o întreagă discuție, vor intra sub incidența taxei de lăcomie, unde se spune foarte clar că dacă va crește roborul peste o limită, vor fi suprataxate. Problema nu este doar la bănci, lucru ce afectează morții românii. Problema este și la alte entități care vor fi taxate cu această taxă. Nici nu găsesc un nume. Nesăbuită. Exact. Pentru că, așa cum spuneți, la companiile energetice, acum este dispută între ALDE și PSD și vreau să vă spun că ALDE are dreptate, Tăricianu,
înainte, dacă a cochetat și ministrul lui, a semnat de fapt ca să pună un bir de 2% pe cifra de afaceri la companiile energetice, acum și-au dat seama că au făcut cea mai mare greșeală, iar Tăricianu, după niște întâlniri pe care le-a avut cu directorii generali din companiile energetice, și vreau să vă spun că am avut o discuție cu directorul general, cu Boza, de la Complexul Energetic Oltenia, a înțeles foarte clar că nu trebuie să pună această taxă pe companii, mai ales dacă ne gândim la Complexul Energetic Oltenia. În primul rând, plătește niște nenorocite certificate de CO2, de dioxid de carbon, care n-ar trebui să le plătească, din punctul meu de vedere, care ajung și la 25 de euro. Și aici toată mișcarea și toată escrocheria o fac tot băncile împreună cu bursele și împreună cu Uniunea Europeană, pentru că ele sunt stabilite de către Comisia Europeană, aceste taxe pentru poluare. Dar mă întreb eu, de ce nu plătește Rusia, care poluează extrem de mult? De ce nu plătește Statele Unite ale Americii, care s-au retras de la Convenția de la Paris pentru asemenea lucruri? De ce nu plătește China, care poluează extraordinar? Adică am dat exemple cele trei țări care poluează 80% din mapamont, da, de suprafața pământului, suprafața pământului, a terei. Și punem noi să plătim un certificat și cu 25 și cu 26 de euro. Este de noaptea minții. Păi știți cum este, cei puternici, cei șmecheri nu plătesc, plătesc fraierii. Adică noi am ajuns extrem, extrem de rău și suntem o colonie nenorocită, adusă de nenorociții de guvernanți care au fost până acum. Să știți că eu nu-l laud pe Orban ca și conducător al Ungariei, mai ales că este un om foarte agresiv față de România și mereu față de Transilvania, alocă și fonduri pentru acțiuni subversive în Transilvania. Dar este un om care va rămâne în istoria Ungariei pentru faptul că de la ei sunt cel mai puțini emigranți, oameni care au plecat din țară. De la ei, iată că vor fi aprobate o serie întreagă de acte normative în care vin cu sprijin financiar pentru natalitate, vin cu sprijin financiar pentru oamenii de afaceri. Și atunci, sigur, la ce se plece în Ungaria? Corect. Așa este. Sunt realități la care guvernanții noștri după 1990 nu s-au prea uitat. Nu se uită, de exemplu, la Polonia, iarăși o fostă țară comunistă și care sub nicio formă nu se confruntă cu problemele noastre. Nu se uită la Cehia, o țară cu o economie destul de sănătoasă. Slovacia, care, iată, era ciuca bătăilor, cum am spune exact, noi, și care acum s-a ridicat foarte mult. Exact. Sunt realități pe care, spuneam, guvernanții noștri refuză cu încăpățânare să le vadă, se ghidează după cu totul alte principii departe de această țară. Pentru că, domnule profesor, guvernanții lor sunt oameni patrioți, sunt oameni care țin cu poporul. Corect. Guvernanții noștri sunt oameni care fură poporul și care, de fapt, atunci lasă să fure și străinii tot ce mai încă avem, pentru că majoritatea s-a furat. Și din gaze și din energia electrică s-au furat și pământul aproape 45%. Deci iată că suntem o colonie categoric a stăpânilor din vest. Pentru că a fost o delegație din Olanda, vreau să vă spun. Și le cerea nu știu ce să afacere să facă, care era de fapt în folosul și în interesul Olandei. Și pur și simplu Orban ne-a trimis la plimbare. I-a spus că noi vom veni la voi ca să vă solicităm să ne dați ceva. Atunci să veniți și noi și voi la noi. Nu avem ce să discutăm pe asemenea probleme. Da, iată, oameni de stat. Ai noștri au făcut așa ceva. Le-au dat peste bot olandezilor și să blocheze până la urmă tiruri, zeci și sute de tiruri care vin cu flori de la ei și nu mai vorbesc cu alte mărfuri. Pentru că ei o țin una și bună, langa, ca să pună mâna pe aeroport.
pe Portul Constanța. Deci ei încearcă, de asta s-au opus totdeauna nouă în intrarea în spațiul Schengen. În intrarea în spațiul Schengen, atunci când trebuia să se adopte hotărârea de a intra în spațiul Schengen. Da. Și acum, din nou, toate se vor opune pe probleme, chipurile de corupție. Corupția este mai mare la ei, corupția este mai mare la țările din vest decât în România, o spunem foarte clar. Iar ei au furat, nu numai la ei în țară, ei au furat și din România. De ce dosarul cu iaia de seu a fost închis? Întreb și eu. De ce spune Germania că nu se mai poate continua la noi, având în vedere că s-a prescris? Pentru că, de fapt, Angela Merkel nu este altceva decât păpușarilor, a marilor companii multinaționale, și a face ceea ce zic ei, nu ceea ce trebuie să facă. Și poporul german este nemulțumit. De fapt, de asta a căzut în disgrație și, de fapt, este pe ultima sută de metri. Ea a fost promotoarea tuturor relelor și a aducerii de africani, de arabi, cu milioanele, că doar știți destul de bune. Și am văzut ce s-a întâmplat în Germania. Și ați văzut ce s-a întâmplat în Germania. Foarte multe, nu numai incidente, și accidente chiar. Da. Sunt chestiuni evidente pe care, iată, acest aspect al migrației permanente în ultimii 20, 30, chiar 40 de ani în Germania, pentru că ne reamintim cum a fost relocată o populație turcă acolo de circa 40, chiar 45 de ani. Iată că spun cuvântul, se văd rezultatele, dacă le putem numi așa. Turcii s-au înmulțit foarte mult. Pentru că ei, păi cred că este principala comunitate. După nemți, cred că e principala comunitate. Absolut, e principala comunitate. Iar dacă mergeți în München, nu, mai departe, sunt cartiere întregi numai de... Da. Magazine strict ale patronilor turci. Pentru că al doilea război mondial i-a adus săraci lihniți, le-a dat casă. Nemții aveau nevoie. Aveau nevoie de forțe de muncă, le-au dat casă. Le-au dat câte o bicicletă și le-au dat locuri de muncă mai bine plătite. Și sigur că ei acolo și-au găsit locul de... Un loc mai bun decât în Turcia, evident. De trai, locul de muncă, locul de viață, și bineînțeles sunt oameni totuși care nu uită Turcia. Dacă vă uitați vara, sunt autoturisme care merg în coloană în vacanță în Turcia. Da, așa este. Amintiți la un moment dat despre situația CEO. Cred că toți radioascultătorii noștri știu că luna aprilie reprezintă o probă, să spunem, pentru funcționarea în continuare a CEO, fiind termenul limită de cumpărare a foarte multor certificate de CO2, în sumă destul de consistentă, destul de mare, spuneați, și așa este, undeva la 24, 25, chiar 26 de euro bucata. O sumă fantastică, o sumă pe care astăzi cei care conduc CEO se văd nevoiți să o împrumute, atenție, de la mai multe bănci. Da, și din păcate, din câte știu, unele bănci chiar i-au refuzat. Asta este extrem de grav. Ceea ce înseamnă că lichiditatea Compresiunii Coltenia este într-o situație destul de grea. Dacă nu se face din fondul de investiții la nivel național, nu se fac niște alocări mai mari pentru investiții în Compresiunii Coltenia, el va cădea. Și o spun în primul rând datorită mineritului. Utilajele mineritului sunt la pământ. Și vechi și uzate. Vechi, uzate, nereparate, neînlocuite, o serie întreagă de ansamble, de subansamble. Pe urmă nu au piese de schimb. Oamenii umblă chiar... Îmi spunea cineva, și nu-i dau exemplu pentru că bietul om n-are niciun fel de vina,
că pentru unele reductoare, care sunt asemenea utilaje mari, de mare capacitate, în loc de ulei, pun apă și uleiul se ridică la suprafață ca să poată să facă ungerea pinioanelor sau angrenajelor care sunt acolo. Păi este la mintea găinii ca să gândește așa ceva, ca în loc de ulei care trebuie pentru reductoare, să pui apă și pe urmă pui ulei. Pentru că la un moment dat s-au dus să ia uleiul uzat de la o anumită firmă privată ca să-l folosească. Ca să-l folosească acolo, face, domne, dă-ne că noi punem și așa, dacă nu punem apă, că n-avem ulei. Deci, iată, sistemul de aprovizionare, sistemul de aprovizionare cu piese, cu o serie întreagă de carburanți, de lubrifianți și așa mai departe, este destul de greu. Și vaselină, mergeau pe la alte întreprinderi ca să găsească oamenii muncitorii, maestri. Ori nu este posibil așa ceva și nu este corect. Așa este. Am înțeles că va fi o reorganizare, iarăși. Vreau să văd această reorganizare și dacă despart mari mahări care fac diverse furtișaguri împreună cu unii lideri de sindicat, și nu mă refer la majoritatea, dacă ar fi să mă refer, de exemplu, la Pârvulescu, care se președinte FNME, nu pot să spun decât faptul că este un om cinstit, un om curat și un om care caută să reprezinte interesele sindicatelor. Dar din câte ați văzut și dumneavoastră la protestele care au avut loc, liderii de sindicat nu au mai avut niciun cuvânt. Ei n-au mai putut să stăpânească minerii, pentru că ei aveau perfectă dreptate de 20 de ani, de mai bine de 15 ani. Nu li s-au mărit salariile, în condiții în care lucrează în condiții destul de grele. Lucrează în condiții destul de grele. Deci, liderii de sindicat nu mai reprezintă salariații, atâta timp cât ei nu îi mai recunosc. Probabil că trebuie ei, salariații, muncitorii, maiștri și așa mai departe, acolo unde liderii nu ne mai reprezintă interesele, să ia măsuri și să schimbe și să-și aleagă pe alții care, într-adevăr, să reprezinte interesele. În altă ordine de idei, cred că această fragmentare a sindicatelor nu face decât să scadă puterea reprezentanților salariaților, adică a liderilor de sindicat, de a negocia ca o forță cu administrația. Cu administrația. Pentru că divide timpera. Divizează și poți să conduci. Da. Așa este. Deci ei trebuie să se gândească și sfatul meu ăsta este. Numai sfatul meu. De regulă, unitatea creează forță. Ei trebuie să se unească și să lasă interesele. Că de fapt aici nu sunt decât interese personale ale liderilor. Nu ale salariaților. Corect. Absolut de acord cu dumneavoastră. Așa este. Și să-și găsească fiecare câte o funcție într-o structură mai mare, așa cum era odată, și să-și unească aceste sindicate care sunt diverse. Unele aparțin de univers, altele de altă structură la nivel național și așa mai departe. Vă reamintesc, stimate domn, că de la acel protest la care s-a deplasat într-un final și ministrul energiei aici la Târgu Jiu, 3 sau 4 persoane au murit la locul de muncă. Iată, o altă situație, un alt aspect ce arată stresul în care lucrează oamenii de care vorbeam. Da. Stresul și condițiile necorespunzătoare în care lucrează. Așa. Pentru că aveți perfectă dreptate. Și eu știu, am stat de vorbă și cu oameni simpli care lucrează, fie sudori, fie mineri, fie în alte funcții, maestri. Și mi-au spus care este realitatea. Deci, de acolo îmi trag și eu seva când discut anumite probleme despre mineri sau despre minerit. Pentru că nu sunt în afară, cunoscând faptul că de când, din 2007, de când am mărit salariile, de 12 ani de zile, atunci când Rușeț era prim vicepreședinte al sindicatelor miniere din FNME, ei n-au mai primit niciun salariu mărit.
Deci, iată, sunt practic 12-13 ani. Da. 2007. De la ultima mărire. De la ultima mărire. Așa este, este trist. Ori, în acest timp s-au mărit salariile cu nemiluita la bugetari și în special la funcționarii publici. La unii au crescut de 2-3 ori, fără niciun criteriu. Niciun criteriu de performanță. Este inadmisibil ce batjocuri au făcut acești derbedei de pesediști. Adică mărești salariile la funcționarii publici, mărești la toți la primărie, dar pe ce bază? Pe ce criterii? Pe ce productivitate a muncii? Pe nicio productivitate a muncii. Pentru că, în fond și la urma urmei, orice creștere salarială trebuie să aibă loc o creștere a productivității muncii. Corect. Iar tu ai obligat, eu spun că este bine că au făcut salariile la cei care lucrează în construcții sau în firme asemănătoare celor din construcții, la 3.000 de lei minim pe economie. Dar în același timp trebuie să aibă și productivitatea salariului respectiv ca să poată să plătească oamenii. Pentru că altfel cresc prețurile. Crescând prețurile, nu se mai vânde marfa, și lucrările, nu se vicios. Mai angajează. Ne învârtim într-un cerc vicios. Așa este. Și din păcate... Ei au dus, de fapt, o politică extraordinar de proastă prin creșterea fiscalității, că n-au făcut altceva. A crescut fiscalitatea extraordinar de mare. Și în acest timp nu s-a întâmplat altceva decât lichidarea foarte multor întreprinderi mici și mijlocii, suspendarea sau dizolvarea. În loc să intervină și să ușureze oarecum fiscalitatea, să dea voie ca să se retehnologizeze întreprinderile private, să dea voie să crească numărul de salariați, valoarea producției, să crească producția pentru export. Pentru că noi, la ora actuală, în, cel puțin în prima lună, că doua n-am terminat-o din an, nu avem un export cu 8,6 mai mic decât importul. Decât anul trecut în aceeași perioadă. Mai grav. Mai grav. Deci, iată că, de fapt, se cunoaște efectul acestor măsuri diabolice, satanice. În primul semestru al lui 2018, mai exact până la finalul lui martie 2018, circa 4.400 de IMM-uri și-au închis porțile definitiv. Iată. Deci este o situație mai mult decât regretabilă, pentru că vor, nu vor să accepte guvernanții acest lucru. În orice economie de piață se știe că sectorul privat sprijină sectorul... Dar bugetar. Ce spuneți dumneavoastră, 4.000 au fost la nivelul județului Gorj, au fost peste 100.000 la nivel național. Da. Da. Peste 100.000 la nivel național. Deci este incredibil. Este incredibil unde s-a ajuns. Este incredibil, dar... Dar noi avem creștere economică. Noi avem creștere economică. Păi normal, dacă dumneavoastră sunteți funcționar public în Consiliul Județean sau la Ministerul X sau Y și vă triplează salariul, normal că vă convine. Dar această creștere de salarii care este fără o creștere rațională, ea se duce în consumul care, așa cum v-am spus, antrenează importurile pe valută și așa mai departe. Devalorizare, creșterea inflației. Până unde poate să meargă această bulă? Pentru că este o bulă care se va sparge la un moment dat. Adică până unde se pot mări irațional și fără o bază reală toate aceste salarii, pensiile, până unde? Nu știm până unde, dar în mod sigur până cât mai sunt la guvernare. Sper să ducă dracu în mod... clar, actuala guvernare, și văd că există o hemoragie de pesediști care trec la Pro-România, o altă aripă a PSD-ului, dar văd că are o creștere în sondaje serioase de opinie, care a ajuns la 9,2%. Recent am văzut că și Titus Corlățean, care este un om, a fost și ministru de externe. Și fost cândva foarte important în fost, PSD. Fost foarte important, totdeauna a fost în conducerea PSD-ului, vicepreședinte. Și în sfârșit fostul prim vicepreședinte, Stănescu, al lui Dragnea.
vor să treacă cei doi senatori, că sunt senatori amândoi, să treacă la Pro-România. Deci, cu alte cuvinte, se subțiază, inclusiv cu unguri cu tot, pentru ca să treacă bugetul și să facă o serie întreagă de jmecherii. I-au destulat cu banii de care au avut nevoie din bugetul ungurii, după care n-au mai zis nimic și au votat cu ei. Așa că este foarte posibil cu unguri cu tot să nu mai aibă majoritate într-un viitor foarte, foarte apropiat, poate de câteva luni. Matematic, în Camera Deputaților și-au pierdut majoritatea. Matematic, și-au pierdut majoritatea cu vreo 5-6 da. Deputați. Vedem deci nu mai au majoritatea. Dar vedem că acum și în Senat încep să plece. Dacă pleacă 2-3, mai antrenează și alții. Da, inevitabil. Inevitabil. Foarte, foarte scurt că ți-am ajuns la finalul emisiunii. Cum vedeți gestul fostului președinte al Autorității Electorale Permanente, fost ministru al culturii, domnul Barbu, care s-a prezentat la o școală politică de tineret a celor de la ALDE? Ulterior a spus că nu este ok și că își prezintă demisia. Pe surse, el este dat pe un loc eligibil pe lista de alegeri, la alegerile europarlamentare din partea ALDE. Este firesc ca un președinte de autoritate electorală permanentă să se prezinte la o întrunire politică, știindu-se clar în statut că nu are voie? Totuși, dumnealui a procedat la această... Nu este corect, categoric, da. Mai este corect ceva în România? Așa este. O întrebare retorică. Da. Mai este corect ceva. Pentru ei totul este corect, dar față de lege, față de bunul simț, de bun simț nu mai discutăm, pentru ei totul este legal. Ceea ce e ilegal este legal, ceea ce e legal este tot legal. Așa este. Vom vedea ce va fi. Stimate domnă, vă mulțumim pentru prezența astăzi alături de noi. Știm că aveți un program încărcat. Când timpul vă permite, vă așteptăm la o nouă dezbatere, ca de fiecare dată, în ton cu titlul emisiunii noastre, La Obiect. Așadar, o zi cât mai plăcută și multă putere de muncă vă dorim. Mulțumesc și dumneavoastră, vă doresc multă sănătate și tot ceea ce vă doriți, la fel și celor care ne-au ascultat, și să fim mai uniți. Să încercăm să nu mai respectăm ceea ce fac cei de la București să ne dezbine. Pentru că dezbinarea, ura, invidia nu aduc nimic bun în țară. Așa este. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată.